sarım da kırıntı. Doi octombrie, pomenirea Sfântului și întocmai cu apostolii cinstit, Maverchie, episcopul Ierapolei, făcătorul de minuni. În timpul domniei împăratului Antonin și a fiului lui, Marco Aurelius, Sfântul Averchie a fost episcopul cetății Hierapolis, din Fricia. Marea majoritate a populației orașului era păgână. Sfântul Averchie își păstorea cu râvnă în mica lui turmă, cea risipită pentru păgâni. Suferea cu duhul văzând mulțimea păgânilor și idolatrilor din cetate și se ruga cu râvnă lui Dumnezeu ca să-i aducă pe toți la lumina cunoștinței. În timpul unei sărbări păgânești, plină de strigăte și de gălăgie, după obiceiul păgânilor, Sfântul Averchie s-a aprins cu duhul de dumnezească râvnă, a intrat în templu păgânesc și a dărâmat la pământ idolii din el, sfărâmându-i. Pe când păgânii îl voiau ca să se repeadă, ca să-l omoare, trei dintre ei, demonizați, urlând demonic și făcând spume la gură, au căzut la pământ înaintea omului Dumnezeu, iar el a scos afară pe demoni din dânși. Tinerii ca prin farmec s-au făcut liniștiți și sănătoși. Aceasta a prefăcut ura păgânilor într-o uimire înaintea făcătorului de minuni Hristos și 500 dintre ei au crezut și au dorit să primească Sfântul Botez. Încetul cu încetul, toată cetatea Ierapolis a crezut în Domnul Hristos și s-a botezat. Proconsulul provinciei, Publius, o avea pe mama lui Barba. Averchie i-a redat femeii vederea cu rugăciunea, iar mama guvernatorului împreună cu mulți alții au crezut în Hristos. La vârsta adâncă ajungând, Sfântul Averchie a fost chemat la Roma, unde a vindecat de nebunie pe fiica împăratului. Domnul Iisus Hristos a arătat de mai multe ori robului celui credincios. Vină la el oamenii de aproape și de departe, ca să ia tămăduiri și vindecări din bolile lor grele și incurabile. Nu numai că diavolii se temeau de el, dar ei încă îl mai și ajutau pe Sfântul Dumnezeu la lui poruncă. Călăuzit fiind de Domnul Hristos, Sfântul Averchie a propovăduit Evanghelia în Siria și Mesopotamia. La vârsta cel mai mic, adânci bătrâneți ajungând, Sfântul Averchie s-a înfățișat înaintea Domnului, pe care mult l-a iubit, în cetatea lui Hierapolis, la sfârșitul veacului al doilea. Pomenirea Sfântului Preacuviosului, părintele nostru Lot. El a fost un mare nevoitor egiptean și contemporan al Sfinților Arsenie cel Mare și Agaton. El a dus viața tuturor nevoinților în mănăstirea lui, când se afla lângă un lac, la cetatea Arsinoe. Acolo era drumat pe mulți dintre duhovnicești lui frați pe calea mântuirii. Ava Iosif i-a fost lui sfătuitor și prieten apropiat. A zis odată Ava Lot către Ava Iosif: Ava, eu postez cât de mult pot, mă țin strâns de rugăciune, mă nevoiesc în tăcere și cugetări dumnezeiești, iar cu înfrânare mă păzesc de gândurile necurate. Ce altceva aș mai putea să fac? Atunci Ava Iosif s-a ridicat în picioare și a înălțat mâinile la rugăciune, iar degetele lui au luminat ca niște lumânări aprinse. După ce s-a rugat astfel, Ava Iosif a zis: de voiești, te poți face cu totul lumină. Plăcându-lui Dumnezeu și așezând pe mulți pe calea mântuirii, Sfântul Preacuviosul părintele nostru Lot s-a odihnit cu pace în veacul al cincilea. Pomenirea minunată a apărării cetății Moscovei de litonieni cu ajutorul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În timpul domniei cneazului Vasile Ivanovici, litonienii au ocupat Moscova, ceea ce a făcut ca moscovița să cadă pradă deznădejdii. Atunci s-a arătat Sfântul Serghe de la Radonești, episcopului Arsenie, care fusese aruncat în închisoare, și a descoperit că Moscova se va elibera de litonieni chiar a doua zi, prin intervenția Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cu adevărat, litonienii au părăsit tăvalma Moscova chiar a doua zi, iar trupele rusești au reintrat în cetate.
Tot poporul cetății a căzut înaintea iconei preacurate și de Dumnezeu Născătoare și au mulțumit cu lacrimi de bucurie. Cugetare. Pe cât de uimitoare este asprimea oamenilor sfinți față de ei înșiși, pe atât de uimitoare este blândețea și bunătatea lor față de ceilalți. Sfântul Ilarion cel Mare, neputându-și plăti cu bani călătoria până în Sicilia, i-a oferit corobierului drept plată exemplarul lui din Sfânta Scriptură, pe care îl copiase în tinerețe cu mâna lui. Vindecându-l pe un anume principe de un duh necurat, acesta a voit să-i plătească pentru vindecare 10 litri de aur. Dar Sfântul nu a primit aurul, ci arătând către pâinea lui de orz a zis: cine se hrănește cu astfel de pâine, disprețuiește aurul. Niște oameni l-au rugat să se roage lui Dumnezeu pentru ploaie, iar alții să-i mântuiască de ploaia prea multă și de șerpi. Sfântul Ilarion a împlinit amândouă cerurile cu rugăciune. Sfântul Averchi a lucrat odată astfel. Văzând într-un loc oameni necăjiți, plini de boli grele și de lipsuri, el a îngenunchiat acolo și s-a rugat lui Dumnezeu ca să le izvorască un izvor de apă caldă și vindecătoare. Lucru care s-a și întâmplat în acel loc. Vindecându-o de nebunie pe fica împăratului, aceasta i-a oferit aur, argint și alte feluri multe de daruri. Dar Sfântul Averchi a zis: cel ce socotește pâinea și apa hrană împărătească, nu are lipsă de bogății. Necăutând și nevoind nimic pentru sine, Sfântul Averchi a cerut totuși două lucruri împăratului, două binefaceri pentru turma lui din Erapolis: să zidească niște băi bune pentru izvoarele vindecătoare de apă caldă pe care le scosese cu rugăciune și să trimită în fiecare an grâu îndestulător pentru toți locuitorii cetății Erapole. Împăratul a primit cererea Sfântului și a împlinit-o. Tocmai. Dumnezeului nostru, slavă!